cei care cinstiți, nu numai cei care purtați numele Sfântului Mare, Mucenic Dimitrie, Împărător de Mir, și tuturor celor prezenți, dar în ultimul rând celor care au avut această mare binecuvântare de la botez să primească acest nume mare de Sfânt, a unui mare Sfânt, Mucenic Dimitrie. Nu puțin sunt credincioșii noștri ortodoși care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Bine ar fi să ne bucurăm că avem un nume de Sfânt, care îl cinstim și în calendar, în sărbătoare, fiecăruia priveghere, prin pomenici la Sfânta Priveghere și la Sfânta Liturghie, la sfârșit și la început, dar ar trebui fiecare dintre noi să cunoaștem viața Sfântului nostru care purtăm numele și să-L purtăm cu demnitate și să luăm din viața și trăirea Sfântului nostru și să nu uităm că datoria noastră morală este nu numai să știm viața, ci și să citim acatistul în fiecare zi. Pe fiecare care purtați un nume de Sfânt. În primul rând să știți viața, trăirea Sfântului. Apoi, cu multă râvnă credință, citindu-i, rostindu-i acatistul Sfântului respectiv, a cărui l-ați primit la botez. Ar dori să urez la mulți ani Fiului meu duhovnicesc, Dimitrie, în poporul nostru român se spune Dumitru. Sunt și doamne care poartă, nu știu cât de des ați auzit, se spune Dumitrița. Cu siguranță sunt și doamne care poartă numele Dumitrița, care tot este în cinstea Sfântului Dimitrie. Aș dori să urez la mulți ani încă o dată Fiului duhovnicesc, destoinicului gospodarului de frunte, îl pot numi, care mi este Fiul duhovnicesc de peste 34 de ani. La care sunt și duhovnic de 34 de ani, domnule viceprimar din Comuna Mironeasa. Îl spun destoinic și gospodar, se vede cei cu credință în Dumnezeu și gospodare, în puteza dreptate, cum arăta Comuna Mironeasa în trecut și cum este acum. Vreau să spun că este o zonă foarte greu de condus, deoarece e multă sărăcie cruntă în zonă, dar mulți mă întreabă de satul Urșița, care spune că e cel mai sărac sat din... Nu cred că aș putea spune așa ceva. Un om credincios, avea una să fie și sărac și necredincios, a pe care că-i mânia lui Dumnezeu asupra ta. Fii sărac, dar fii credincioși, că Dumnezeu îți va da pâine cel toate zile. Dar munca, prin muncă, nu muncă, nu mâncă, nu mâncă, nu muncă. Știți cum e, știți? Îmi spune proverbul. De aceea nu cred că cât de sărac ar fi un om, mă uitam la o căsuță sărăcăcioasă, cât de sărac ar fi, dacă gospodina casei, îngerul casei, că mă numesc eu pe gospodină, pe soție, face în așa fel să arate acea căsuță văruită frumos, curățenie începând din ogradă până în casă și așa că sărăcie nu, trebuie să dăm bine pe sărăcie și să unim cu lenea. Se vede gospodarul, cum mă spune deseori, după dacă are o fântână în ogradă și cum arată o poartă sau gardul casei a gospodăriei. De aceea, dragii mei, am trecut la una la alta ca să voiam cu orice preț să îl prezint pe acest domn cu suflet nobil, deoarece îmi face cinste să vorbesc de fiecare dată despre dumnealui, despre doamna primar, care mi-au fost de mare ajutor și au devenit ctitori Sfintei noastre mănăstiri. Iată că sunt 34 de ani, care nu se poate trece cu vederea așa de ușor. La tot ce a fost mai greu, mi-au fost alături. La mulți ani, domnul viceprimar Dumitru. Sfântul Dumitru Dimitrie să vă ocrotească și să mijlocească mereu pentru dumneavoastră în fața lui Dumnezeu și în ultimul rând și pentru noi toți cei prezenți la mulți ani și pentru ceilalți care
Purtați numele Sfântului Dimitrie, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Zvărător de Mir. Mâine mai avem un Sfânt Cuvios Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor. Așa că, frățile voastre, aveți doi sfinți deosebiți, Cuvios și Sfântul Mucenic, Zvărătorul de Mir, care îi cinstim în primul rând prin rugăciune, asistând la Sfânta Dumnezească Liturghie. Un bun credincios n-are voie să lipsească în sărbători duminici la slujbe, dar și mai cu seamă cel care poartă numele unui sfânt, îl cinstește prin prezență la Sfânta Dumnezească Liturghie. Apoi, mila Domnului, avem timp și pentru noi acasă, pentru cei dragi, pentru rude, ca să-i primim, să îi bucurăm cu ceva, să spunem care vin să ne ureze la mulți ani. Cel mai plăcut lucru înaintea lui Dumnezeu este prezența în biserică. Când ați văzut că se aduce prin oase, se aduce jertfă, dacă vedem bine pe masă acolo, și la urmă, la rugăciune după ambon, se rostește o rugăciune, se sfințește prin oasele aduse de către cel sărbătorit, care aduce aceste prinoase, jertfă, cum se spune, indiferent ce, un tort, fructe, orice, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce a primit în viață și Sfântului respectiv, al cărui nume îl poartă. Vă mulțumesc frumos că ați venit, Măicuța Domnului și Sfântul Dimitrie Mare Mucenic să vă ajute, să vă răspătească tuturor și de fiecare dată să veniți cu credință vie în Dumnezeu și cu râvnă și să nu uitați Măicuța Domnului pretutindeni și în căsuța dumneavoastră și în călătoria dumneavoastră, dar sunt locuri unde găsim câte o sfântă icoană făcătoare de minuni, care altfel își arată a sa bunătate Maica Domnului prin rugăciune multe, slujbe de noapte, și nu de astăzi, ce este recunoscută de peste 100 de ani, unde avem Sfânta Icoană Făcătoare, un monumentul istoric, care este foarte recunoscută de toți și din afară, chiar care vin cu multă evlavie, care s-au tămăduit de voli fără de leac, părinți care nu au avut copii, care vin să mulțumească și să închine copilașii în fața Icoanei Făcătoare de Minuni. Și aveți binecuvântarea și ocazia, atât aici, în paraclis, să vă închinați la Sfintele Moaște, poate cele din Sfinte Moaște, cât și în Biserica Monumentul Istoric, unde avem mari sfinți, începând de la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Lida, care foarte puțin știți că foarte rar întâlnim în țară la noi, poate și când în Sfinte Moaște, Sfântul Mucenic Gheorghe din Lida, din Ierusalim. Apoi avem Sfântul Ioan Iacob Românul, poate și că și alți mulți sfinți care i-am primit în dar, nu de mult, am primit Sfinte Moaște de la Sfânta Mănăstire Hoduș Bodrog, care au fost prezentate duminică și am avut binecuvântarea să ne închinăm duminică, am cinstit pe Sfântul Mucenic Artemie. Și nu întâmplător am primit aceste daruri din această Sfântă Mănăstire, unde am vețuit, unde am primit prima haină. Am scos deja duminică spre închinare. Am avut un singur credincios și fiu duhovnicesc Artemie, care a avut această șansă și mare binecuvântare să se închine la Sfântul Dumnealui, care îl poartă la botez. Să vă ajute Măicuța Domnului încă o dată, să vă dorească sănătate, trupească, sufletească și cei mai în vârstă să îmbătrâniți frumos, dar și ceilalți din urmă, să veniți după noi, să îmbătrâniți tot frumos. Anii îi înmulțește Dumnezeu, dar noi trebuie să ne rugăm la fiecare rugăciune ca Dumnezeu să ne prelungească anii, să și mulțumim pentru tot ce am primit, dar să avem timp de pocăință pentru mântuire. Cât de lungă este călătoria unora, cât de scurtă este călătoria altora, și cât de lung popas sau cât de scurt popas vom face fiecare dintre noi. De aceea să prețim viața, care este un dar divin de la Dumnezeu. Dar să și știm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru viața dăruită,
Și să vă îngrijiți, vă rog, de sănătate. Să aveți grijă de dumneavoastră că în urma dumneavoastră mai așteaptă să fiți sănătoși, aveți de crescut copilașii, aveți să vă bucurați să vă vedeți nepoții și strănepoții. Așa cât de fericită este cel care are nu numai părinți în viață, mama, tata, care sunt niște comori pentru noi, dar și bunicuții noștri care au căutat și de noi până astăzi să spunem că nu trebuie să-i uităm și de copilașii dumneavoastră, nepoții, strănepoții. Eu am devenit deja la vârsta aceasta mea să am foarte mulți strănepoți. Mulți ani fericiți, la mulți ani să ne trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți.